Bun găsit, prieteni! Probabil că majoritatea timpului pe care dumneavoastră o petreceți pe internet se bazează pe căutări de videoclipuri interesante, dar și unele cu aspect mai înfricoșător, cum ar fi cel pe care doresc să vi-l prezint astăzi. Prin urmare, te invit să urmărești 5 dintre cele mai înfricoșătoare videoclipuri existente pe YouTube. O cameră a capturat ce se întâmplă noaptea într-o cameră a unui copil. Acest copil pare să fie posedat de demon sau să aibă o activitate paranormală foarte bizară și destul de ridicată, ceea ce nu a mai fost întâlnit până acum, așa că haideți să privim până la capăt. Activitatea paranormală din acest videoclip este una destul de dubioasă, iar după 5 minute de umblat prin casă, acest om încearcă să se ducă în subsol, unde se întâmplă lucruri ciudate mai departe, așa că haideți să privim. Poltergeist. Acum vreau să vă arăt ceva ce ar putea dovedi într-un fel existența fantomelor, sau nu. Această filmare vă arată cum toate obiectele din cameră încep să prindă viață, iar apoi se mișcă în direcții haotice. Acest om lasă camera pornită în bucătărie pentru a putea vedea și noi ce va urma să se întâmple. Așa că fiți atenți la ceea ce veți vedea în continuare. Această filmare arată ce se întâmplă cu un om în somn. Desigur, ea a fost surprinsă de o cameră de vedere nocturnă. Ea arată cum, în mod dubios, un om începe să leviteze random prin cameră, iar după se pune înapoi în pat. Acest videoclip a fost capturat în 2011 de un grup de prieteni. În această filmare, acești doi prieteni au sunete dubioase și încearcă să găsească sursa. Ei se echipează rapid cu obiecte de filmat și decid să exploreze în plină noapte o casă nu tocmai primitoare. Iar acum, probabil că niciodată nu vor uita ceea ce au surprins în acea zi, așa că haideți să vedem ce se va întâmpla în continuare. Just go. He's gonna be alive. Shh, be quiet.
Shoot! Just get out of the house! Get back to the house! Just get back to the house! Just get back to the house! Și eu, ca de fiecare dată, vă mulțumesc pentru că vă uitați la videoclipurile mele și vă urez numai bine!